Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Te naști în Afganistan, asta e prima surpriză. Când îți dai seama unde te-ai născut, în Afganistan. Nu știu cum ar interpreta unii, dar eu m-aș considera nedreptățit. Bun, te naști în Afganistan, fugi în Germania, dar de fapt ajungi în România. Trei imigranți ilegali, afgani, au sunat la poliție când și-au dat seama că au fost păcăliți și aduși în România. Sărăcie. Mai precis în județul Dâmbovița. Și presupun că au sunat și la protecția consumatorilor. E mult ca sigur, da. Ei, nu vezi că e o nuanță importantă. Că măcar dacă ajungeau la București, da, sau la Cluj, sau la Sibiu, dar în Dâmbovița lăsați, că e un șoc în plus. Tot respectul pentru Dâmbovița, eu stau la graniță. Okay. În județul Dâmbovița. Deci, dragi dâmbovițeni, să știți că eu v-am luat apărarea aici. În județul Dâmbovița, așa mă. Acești domni afgani, în vârstă de 26, 27 și 42 de ani, și l-au explicat polițiștilor că ei au plătit fiecare câte 1700 de euro unei călăuze din Grecia. Deci teme-te de grecii când îți fac daruri. Grețilii. Pentru a fi transportați dintr-o tabără de refugiați până în Germania. Așa că au călătorit două nopți, ascunși în remorcă, apoi tirul s-a oprit. Bine, și pe mine mă mai păcălește Waze-ul, să știți, și mă duce în altă parte. A dat eroare. Dar acum gândește că puteau să-i ducă în Vurvurul. În Vurvurul. Grecii. Era mai plăcut. Păi ei voiau la nebun. Am înțeles. Bun. Asta e, și că mai departe relatează colegii de la știrile Pro TV, au stat și au dat seama cu ajutorul telefonelor mobile. Deci aveau roaming? Veneau din Afganistan și aveau roaming? Cine sau mai merge? Bun. Și au dat seama cu ajutorul telefonelor mobile că se află în România și că nu vor pleca mai departe. Acel moment în care au realizat tragedia și au zis ei în afgană, s-au dat, mă, unde suntem noi acum, mă? Mă, Nicolae, unde mergem noi acum, știi? În Dâmbovița. Da. Și-au deschis ei, mă, ce e aici? Aici, ce e aici? Au dat mica așa cu harta, de cu degetele. Unde, ce e asta? Berlin? Nu. Frankfurt? Nu. Dar ce e? Dâmbovița. Hai de steaua noastră de afgan, domnule. Și ce, și în lacrimi au chemat poliția. Și s-au plâns, s-au sunat la poliție. Nenorociții ne-au tras pe sfoară, cum s-o fi zicând în afgană, că ne-au tras pe sfoară. Și în loc să ne ducă în Germania, uite, ne-au adus aici în Dâmbovița. Mă gândesc, cred că e foarte greu, mă, să fii de fapt politician extremist în România. Deși am văzut în ultima vreme, sunt încercări, sunt niște caricaturi. Dar e greu, frate, pentru că noi, de exemplu, adică dacă ești politician extremist în România, nu poți să spui, să ai discurs împotriva imigrației ilegale, cum se întâmplă în majoritatea țărilor din vestul Europei, unde politicienii extremiști pe asta se bazează. Dar nu-i cum să spui așa ceva. Cum să ieși tu să spui, suntem împotriva imigrației ilegale și imigrației ilegale și noi! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.